Muncile astea manuale sunt complet aiurea. Cer întotdeauna timp și răbdare. Și orice nu ai. Fetelor, alegeți voi o muzică pentru îngropare, ceva instrumental care să acopere popa și un clip cu o cruce. Textul creat de Vasilica Bălăiță, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teatru a Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, explorează teme contemporane și futuriste într-un cadru familial. Ce-mi pare că reiese mai puternic din propunerea Vasilicăi Bălăiță este felul în care ea a creat această societate, care poate că la prima vedere pare distopică. Pe de altă parte, se pare că în spatele ei există un anumit tip de documentare sociologică și antropologică unde se pune un pic în vedere dispariția acestei clase de mijloc și un anume tip de potențială resegregare a societății. Subtitulatura New Generation, într-o altă variantă, piesa propune o incursiune în viitorul anului 2060, aducând în prim plan întrebări esențiale despre putere, tehnologie, relații umane și politice. Este, în primul rând, cred că o dezbatere a lumii care vine peste noi, a live-urilor care ne presează și a vieții postată pe internet, care de multe ori nu are nimic de a face cu viața noastră intimă, cu tristețele noastre pe internet, pe platformele de socializare. Tot timpul trebuie să fim veseli, să pară că avem o viață minunată, perfectă, în contrast cu ceea ce se întâmplă în sufletul nostru. Lecturi este un proiect în colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române din Iași. Această inițiativă aduce lunar în fața publicului spectacole lectură, oferind acces gratuit la evenimente. La finalul fiecărui an, juriul desemnează piesa câștigătoare, care va fi transpusă scenic și inclusă în repertoriul permanent al Teatrului Național din Iași.